Salutare și bine ați venit la un nou episod de Carieră cu Austria Viena. Astăzi avem mare derby cu Rapid Viena. Hai să începem! Da, bă, mare derby cu Rapid Viena. Hai să vedem și echipa cu care vom juca. Cam asta e. O să-l bag și pe Dragomir în repriza a doua și poate și pe Ullman. Vreau să văd de ce e în stare. Da, asta va fi echipa și... Știți doar, mare, mare derby. Mare derby cu Rapid Viena. Oare ce o să scoate din meciul ăsta? Jucăm în deplasare. Hai să vedem. Putem să-i batem. Uitați și pe adversarii noștri, se antrenează Rapid Viena, cea mai titrată echipă din Austria. Hai să vedem, hai băieți. Wald. Pasa că la Lucas Venuto. Freezan Bichler, gol! Gol Austria Viena! Începem extraordinar acest match. Da, mă, asta e. Kevin Freezan Bichler. 1-0. Serbest, hai. Nu reușite să-l deposedeze. Pe Schaub. Holzhauser. Tac periculos și e gol. 1-1. Finesc superba lui Quen. Și ne întoarcem de unde am plecat, practic. Și m-am bucurat pentru golul nostru și a fost egalat. Faultat acolo, Schwab, cred. Și este pauză. Trebuie să facem schimbări, asta e clar. Ne-a dominat. Holzhauser nu mi-a plăcut deloc. Va intra Prokop. Și cam atât. Cred că asta e tot. Da, deocamdată atât. Și hai să-i luăm tare în a doua repriză. Mocinic și Schobesberger marchează. Rapid Viena conduce 2-1. A fost superior, este adevărul. Tarkan Serbes și nu arată bine deloc. Cred că va fi gol la faza asta. Nu, peste poartă. Și se apropie prima înfrângere a sezonului. De ce n-a urcat Venuto? Îmi explică și mie cineva. Ce nerv m-a apucat acum. Fix în fața echipei rivale am pierdem și noi acum. Dacă pierdeam în fața Altachului, n-aveam niciun fel de problemă. Dar acum că pierdem în fața la Rapid Viena, am o mare problemă. Aici încearcă să țină de mingea și le iese și recuperăm și aici se va încheia meciul. Final de meci și luăm bătaie de la Rapid Viena. Ce să zic mai mult? 2-1, victorie pentru ei. În derbiul Vienei. După ce noi am deschis scorul. Da, statisticile spun cam ce a fost meciul ăsta.
Aia e. Sper ca în retur să mă revanșez de această înfrângere. Și la următorul meci va fi un simulate. Demacu urcă la 5-8. Nu-i bine deloc. Următorul meci va fi simulare cu Admira. Doi. Numai egaluri, din egal în egal. Și cam, ce să zic, două egaluri în două meciuri și nu-i prea bine. David de Paula poate să plece. Nici nu mă interesează. Poate să plece, nu o să-l folosesc. Ăsta se întoarce în 1-10. Mai avem. Am căzut pe locul 5 din cauza remizei cu Rapid și din cauza remizei cu Admira. Pe locul 5 cu 5 puncte și primul loc este mai noștri adversari, Rapid Viena. Da, frumos, frumos așa. Următorul meci e cu LASK Linz. Dar aș vrea să mai fac niște transferuri. Nu știu pe cine mai am, 6 milioane de transfer, buget de transfer. Și este primul pe care putem să-l transferăm, să vedem... să vedem cât să-i dau. Am înțeles, nu. Prea puțin pentru el. Jucător liber de contract. Stai un pic. Ok, ăsta. Aș putea să încerc la el. Și cum e jucător liber de contract, s-ar putea să-l iau mai ieftin. Unde ești? Și hai să vedem ce am luat aici. Bejarano, 61 overall. Bă, nu-i rău. Dar sper că mai crește. Și cam asta a fost cu meciul de, cu episodul de astăzi. Avem în următorul episod LASK Linz și SV Mattersburg. Iar apoi începe Europa League. Meci cu PSG. Ok, deci peste două episoade chiar avem meciuri ca lumea. Cu PSG. Ok, cam atât pentru astăzi. Eu am fost Vlad. Pa!